Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu a doua parte. Ascultați-o și pe prima, că e foarte interesantă. A doua parte pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, în care vom vorbi despre voi și altcineva, o relație. Repet, de câte ori pot, poate să fie un membru al familiei, mamă, tată, copil. Copiii sunt foarte importanți, evident. Poate să fie iubit, iubită, poate să fie visatul, visata, coleg sau colegă la locul de muncă. Variază. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut câteva cărți destul de negative. Am văzut Îndrăgostiție și Cinci de Spade, o situație conflictuală, conflict mental în legătură cu un partener care, într-un fel sau altul, vă completa, față de care aveți atracție, ați avut atracție, însă este o situație, a fost, eu știu, rămâne de văzut dacă apare această carte, a trebuit să alegeți între aceste conflicte și parteneriatul în sine sau inspirația divină. Am mai văzut patru de monede și cinci de băte, iar conflicte interioare într-o situație karmică. Pentru mine patru de băte, de monede, asta înseamnă o situație karmică care într-un fel sau altul vă obligă cu toate aceste conflicte să ieșiți din niște idei fixe, din tradiții, din șabloane. Acum, ce a vrut să se arate? Asul de cupe. Am spus că cineva vă inspiră și vă inspiră în primul și în primul rând la vindecare. La vindecare și la... Hai să vă arăt ce a apărut în prima parte, de-aia am zis mai și ascultați prima parte. Vă inspiră să vă iubiți așa cum sunteți sau așa cum sunteți și în momentul în care vă iubiți, vă înțelegeți, vă acceptați și știți unde să faceți schimbarea. Și dacă într-un anumit stadiu schimbarea vine pe o anumită direcție și nu găsiți soluții în alte direcții, sunt convinsă că în timp după ce rezolvați o problemă se poate rezolva și cealaltă. Dar trebuie schimbat pas cu pas câte ceva în această relație cu noi, cu voi. Eu zic că este în primul și în primul rând dragoste față de voi și majoritatea nu ne iubim. Și nu vorbesc doar de cei care au grijă de aspectul lor fizic sau de banca lor sau de hăinuțele cu care se îmbrac, nici aceștia nu se iubesc, aceia nu se iubesc, da? Aceea e o atitudine, să zic, copilăroasă, egoistă, imatură, atât timp cât acele investiții în noi nu se fac la modul profund, tot nu-i dragoste. Este o frustrare care încearcă să fie acoperită prin investiția în aspect. De aia zic, în primul și în primul rând, dragoste față de voi, față de noi, pentru că vin vremuri grele și trebuie să ne transformăm. Trebuie, evident. Apare turnul, trăsnetul. Trăsnetul despre care am vorbit și la prima parte. Inspirație. Inspirație, iar apare semn de foc, avem și soarele, aveți și regele de, aveți și regele de bâte. Teoretic ar trebui să fiți voi, această, dacă sunteți doamne, e semn de pământ, acest personaj. Dacă nu, evident, poate să fie, dacă nu sunteți voi, logic, e altcineva. Însă, e foarte frumos. Pentru unii poate să fie o dragoste trăsnet, pentru unii, că e și soarele, este și turnul, care vă scoate din această, cum am vorbit la prima parte, din această stare. În această situație karmică, pentru unii la locul de muncă sau obsesia pentru bani, pentru muncă, că e o obsesie. 8 de spade e o obsesie. Gânduri, cum să construiesc, cum să muncesc, da? Pentru unii o fi fost și un triunghi la locul de muncă și când vorbesc de triunghi nu zic musai de triunghi amoros, dar e posibil pentru alții. A fost o aventură, în acest context, 10 de cupe îl văd ca pe un ideal pe care cineva a vrut să-l cucerească. Sau poate cineva, frumos ar fi, vedem, dacă se potrivește acest mesaj, eu așa simt și atunci îl transmit, o fi pentru cineva. Poate cineva a vrut să vă cucerească pe voi, v-a văzut ca pe un ideal. Da. Însă au fost multe probleme emoționale, ați plâns, probleme legale, eventual, pe care a trebuit să le întâmpinați cu
Înțelepciune, pentru că această putere, iar semnul zodiei leului, leu fecioară. Aceste lacrimi și aceste probleme legale vă fac mai puternici. Vă fac mai puternici. Însă, haideți să vedem, să ne concentrăm pe ce este cel mai frumos. Acest trăsnet, acest personaj care vă inspiră, da? Regele de bâte. Vă aduce abundență. Marea, e preîmpărăteasă, vreau să zic. Vă aduce abundență în cazul în care aveți această inspirație cum să faceți o afacere. Și evident, vă aduce multă bucurie. Bucurie sau trezire spirituală, amândouă. Evident că poate să fie și un personaj de care unii dintre voi s-ar putea să vă îndrăgostiți. Persoană singură. Dacă este doamnă, dacă voi sunteți aici plin de pasiune, persoana aceasta este venusiană, este frumoasă, se îmbracă frumos, are reușite la activ, este ok cu ea, nu e disperată după relații, dar nu vă presează, înțeleaptă, vă place acest personaj, vă aduce multă bucurie, vă inspiră eventual și s-ar putea unii dintre voi să vă doriți o relație în cazul în care voi sunteți aici. Repet, dacă sunteți voi aici, atunci vă întâlniți cu regele. Dacă voi sunteți preîmpărătese, bărbați, femei, nu contează, vă întâlniți regele care vă poate sălta în grad. Haideți să vedem, ne amestec un pic. Soare, lună, Venus, ascendent, lunar, dăm Capricorn, august. Iau-te! 2020. Lumea. Lumea și magicianul. Încheiați un ciclu. Am zis și la partea întâi. Ieșiți dintr-un ciclu karmic și îmi place să zic, exprimarea asta pe care, nu știu, am primit-o de luna asta. În două variante, să zic. Ieșiți din cercurile karmice și intrați în cercurile magice. Am mai spus-o și la balanță, acolo cred că mi-a venit mie prima oară ideea, inspirația. Însă, este o naștere. Este o renaștere, că am văzut judecata în prima parte. Vreți să manifestați o nouă viață. Ați învățat ceva. Este varianta pozitivă a lui Saturn. Din niște situații fixe, karmice, ați învățat și vreți să ieșiți în acest portal și să manifestați ceva nou, frumos. Ceva cu victorie. Să aveți o victorie într-o relație cu un suflet pereche care vă emoționează, pe care îl știți, da? Pe care îl așteptați de la drum, cu care vreți să comunicați și vă aduce multe, multe bucurii. Dar, repet, ca să produceți această schimbare și să vă iau, de aveți și schimbarea și moartea, transformarea, trebuie să învățați să vă iubiți pe voi înși vă. Dar n-am cerut încă. Ia să vedem. Energia comună dintre voi și cine apare? Capricorn. Energia comună dintre Capricorn. Trebuie să o iau. Pun pauză, sper să... Nu mai pun că... Mie că dacă o pun... Ah, ce frumos! Regina de cupe. Semn de apă, mai mult sau mai puțin. Poate e semn de foc și are multe planete în semn de apă. Iar pe mine chestia asta nu aș vrea să mă influențeze foarte mult și nici pe voi. Turnul. 8 de cupe. Într-un mod de așteptat cineva. Iar apar cei doi. Uite, semn de monede. O să vedem. Deci, regina de cupe. În primul și în primul rând, regina de cupe oferă dragoste. Nu mai vorbesc de zodii. Oferă dragoste, emoții, o dragoste emoțională, evident, nu pasională. Nu vorbim de Eros. Care vă vindecă? A apărut și asul de cupe. Vă vindecă, vă alină, sunteți semn de pământ și aveți nevoie de apă. Altfel, focul ar putea să vă ardă, să deveniți deșert de la prea mult foc, de la prea mult soare.
Ia să clarific totuși ce e acest top de cupe. Întoarcere. E al câtelea 8 pe care l-am văzut și în etalarea aceasta și în cealaltă. Aveți mulți 8, multă, multă transformare. Ideea este că am văzut 8 de spade, 8 de bâte, acum apare 8 de cupe. Eu zic că sunteți voi care vă transformați, vă detașați și emoțional, nu doar mental, de ceva, eventual vă detașați așa brusc. Apare inspirația și vă ajută să lăsați în urmă cupele goale, cupele care nu v-au... Am vrea totuși să clarific înainte să începe etalarea. Ce face 8 de cupe? Vine. Dacă clarificăm 8 de cupe. Sunteți determinați, faetonul, pentru unii semnul racului, mai mult sau mai puțin, dar nu vreau să mă fixez, sunteți determinați să vă urmați destinul. Ați primit inspirația, da? Am văzut și regele de bâte. Semn de foc. Primiți inspirația. Cum să vă urmați destinul? Pentru că faetonul merge către stea, către destinul său. Eventual blocați conflictele. Și încercați să manifestați în tăcere cuplul perfect, sufletul pereche. Da. Hai să vedem. Ia uite, justiția, vă separați de ceva. Vă separați de ceva. Deci, energia comună dintre voi și cineva, regina de cupe, dragoste, emoții, emoții sănătoase, emoții care alină, care vindecă. Frumos. Ce simțiți voi pentru ei? Ha. Două cărți. Voi, semn de pământ. Simțiți că vreți să oferiți. Pentru că ați primit și la un moment dat când ați primit, poate ați fost ocupați cu altceva, cu jobul, cu alte obligații sau cu alt personaj în viața voastră. Vreți să echilibrați situația. Dacă unii dintre voi ați fost într-un triunghi, vreți să mergeți către victorie, să lăsați în urmă acel triunghi și să mergeți către destinul vostru. Vom vedea ce alte cărți mai apar. Vreți să manifestați acest foc interior pe care capricornii l-au, că sunt semne cardinale și au nevoie să inițieze. Vreți să inițiați, să atrageți atenția, să ieșiți din situațiile... Ah, interesant ce mesaj vine. Vreți să ieșiți unii dintre voi care faceți acele schimbări despre care am vorbit în prima parte și vă analizați și învățați ce să schimbați în voi ca să schimbați aceste universuri, da? Vă lăsați inițiați de soare, de lumină, de spiritualitate. Lăsați sufletul să se ridice. Pentru acei capricorni care fac aceste lucruri, vreți să schimbați un mental în lipsă și să manifestați un mental în câștig. Să explic mai bine, că încerc să-mi aleg cuvintele ca să fie pe înțelesul tuturor. Majoritatea avem tendința să gândim că nu am cutare, dar nu știm să vedem ce avem ca să manifestăm gratitudine. Pentru că și în Biblie se zice, celui care are, îi se mai dă. Dacă învățăm să vedem ce avem, ni se dă mai mult. Pentru că dacă nu vedem ce avem, evident că Universul nu o să ne dea. Pentru că degeaba ne dă dacă nu primim, dacă nu vedem. Nu? Logic. În fine, trecem peste mesajul ăsta. Am spus că unii vreți să echilibrați situația și să aveți victorie în această relație. Simțiți multă pasiune pentru ei, vreți să munciți. Și practic și să puneți tot focul în această situație. Vedem cum se mai clarifică, dar este un prim mesaj. Sunt două cărți de 6, 6 înseamnă casa muncii, da? Vreți să echilibrați situația. Să comunicați eventual după ce... Da, vă gândiți insistent cum să comuniți, cum comunicați. Cineva a plâns după voi? Sau voi ați plâns după ei, există un blocaj din cauza unor conflicte.
Magicianul, îndrăgostiție și justiția. Unii s-ar putea să trebuiască să faceți justiție, să vă separa, să alegeți între cine vă construiește și cine vă manipulează în relații, eventual relații amoroase. Dar vreți să comunicați. Ce simt ei în relație cu voi? Asta? Oh, tot două cărți, interesant. Trei de bâte și împăratul. Trei de bâte și împăratul. Deci ei simt pe de-o parte. Ei vă așteaptă să veniți. Și voi vreți să veniți. Interesant. Ei vă așteaptă, voi vreți să veniți. Amândouă semne de foc, au multă pasiune, încă speră. Într-un loc șor în sufletul lor, încă speră. Încearcă să vadă și ei oportunitățile în zare, adică dacă mai trebuie să faceți carantină, dacă veniți de peste hotare, da, oportunități, eventual prețuri mai bune la biletele de avion, de tren, de ce-o fi, da? Vor să comunice cu voi? Și ce simt pentru voi? Simt că sunteți în control. Simt că sunteți oameni care v-ați controlat. Aici sunteți voi. Așa simt eu. Și aici sunt ei. Interesant. Pe de-o parte, voi simțiți că au nevoie de ajutorul vostru, eventual ajutor financiar și vreți să mergeți să-i ajutați. Ei vă așteaptă și simt că voi sunteți partenerul lor divin pentru unii, că voi le dați stabilitate, prezența voastră în viața lor le dă stabilitate. Interesant. Oh, a fost o situație toxică, iar apare diavolul. Dar, dragii mei, știți că eu nu vă asociez cu diavolul. Chiar dacă sunt în fiecare zodie, există varianta negativă și pozitivă a zodiei, da? Însă, nu ați comunicat o perioadă, n-ați comunicat și această lipsă de comunicare, această separare, această răceală a devenit toxică. Dar vreți să munciți, să manifestați această pasiune și să încheiați un ciclu de trădări, de dureri, de probleme, de gânduri, da? De secrete, de blocaje, de amânări. Da, vreți să luptați, vreți să munciți. Hai să clarificăm. Șase de monede. Clarificăm șase de... nu sunt prea multe. Totuși o să pun pauză. Sper că nu s-a decalat sunetul. Interesant. Vine cineva în viața voastră care vă aduce multă bucurie. E persoană foarte emoțională, pasională. Vine într-un mod trăsnet. Este un mesager, da? Cavalerul este un mesager, este un călător plin de pasiune. Și apare acest trăsnet, acest eveniment neașteptat. Asta simțiți să călătoriți? Pentru că aveți multe emoții. Am zis, ce simțiți pentru ei? Simțiți că este visul pe care vi l-ați dorit dintotdeauna. Simțiți că în preajma lor cupele voastre se umple. Dacă lăsați în urmă cele goale pe care le-am văzut mai devreme, mergeți către nouă, către acest personaj care vă aduce multe bucurii, simțiți multă pasiune pentru ei și am senzația că uneori nu puteți controla turnul, nu puteți controla aceste stări emoționale și atracția pe care o aveți pentru ei. Deci am zis ce simțiți. Da. Simțiți că vă atrag, sunt magici, ia uite. Unii dintre voi trebuie să alegeți între o persoană care vă atrage și o persoană care vă este destinată și care vă vindecă. Însă persoana care vă e destinată și vă vindecă, steaua și luna, s-a detașat un pic emoțional și este într-un moment de schimbări și de transformări radicale și de vindecări. Își dorește un nou început.
Dar voi ați fost între, unii dintre voi, două situații. O situație care v-a atras și una care v-ar fi putut aduce această vindecare, Regina de Cupe. Da? Luna și Steaua. Și zic două situații, pot să fie două personaje sau două situații. Această regină de băte poate să fie și o situație, un proiect care v-a pasionat și v-a distras atenția de la destinul vostru. Cum ar fi, să zicem, aveți o meserie și apare o ofertă în prim plan și vă duceți către această ofertă și nu mai investiți în ceea ce știți voi să faceți cel mai bine, înțelegeți? Ceea ce vă este predestinat vouă. Dar am zis o variantă în care este un proiect, dar vorbim totuși de relații. Clarificăm 6 de băte. Pentru Capricorn, am zis că ei simt această pasiune, dorință de a atrage atenția, de a avea victorie. Ok, asta. Ia uite, aici sunteți voi. Vreți să colaborați. Vreți să colaborați, să construiți și să aveți victorie în această construcție. Dacă a fost o separare, că a apărut turnul, a apărut diferite cărți care au arătat detașare, da? Vreți să construiți cu acest personaj. Da. Faetonul, cavalerul de cupe, față de care aveți atracție. Faetonul, evident că poate să fie semnul racului sau un alt semn de apă sau semn de foc, dacă vreți, în fine. Dar este un personaj care vă alină sufletește, vă emoționează, vă umple sufletul, vă oferă poezie, blândețe. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar am zis să fie, totuși. V-am dat și zodiile. Dar față de care aveți multă atracție și totuși s-a plâns. Totuși au fost blocaje și conflicte. Vreți să manifestați. Să tăiați pe cei care vă manipulează mental și să manifestați această determinare către călătorie, către destinul vostru, persoana destinată. Mai, sper că înțelegeți limbajul. Eu încerc să citesc cărțile, dar nu să creez musai un scenariu. Scenariul vi-l creați voi. Ce? Hai să clarificăm. Apar, ia uite. Marea preoteasă. Conectați-vă la intuiția voastră, las pe mijloc. Iar semn de apă, Beșrac Scorpion, conectați-vă la intuiția voastră. Ca să puteți accesa această dragoste, această comunicare emoțională, să puteți manifesta energia aceasta în comun, da? Conectați-vă. Ia uite, manifestați adevărul și lăsați în urmă blocajele și responsabilitățile. Clarificăm 3 de băte. 3 de băte. Ia uite, 3 de băte a fost clarificat de 4 de cupe. Cu o fi semn de foc, o fi semn de apă, variază pentru unii, pentru alții. Persoana aceasta e supărată. E supărată și dacă îi se va face o ofertă, că voi vreți să oferiți ceva, da? Vă duceți. Vă duceți să oferiți. Acea cupă pe care am văzut-o la început, împăcare sau valetul de cupe pe care l-am mai văzut, e precaută, deși în suflet are multă speranță. Posibil a plâns din cauza că a trebuit să aștepte. Ia uite, steaua se vindecă. Își face lucrarea spirituală. Dar nu comunică foarte mult în această perioadă, regele de spade. Evident că pentru unii poate să fie semn de aer, dar vreți și voi să vedeți. Însă, aici, Capricornul, regina de monede, își regăsește valoarea în această lecție spirituală a așteptării. Că și eremitul înseamnă așteptare și steaua înseamnă așteptare dintr-un punct de vedere, pentru că trebuie să te vindeci ca să-ți primești, da, lumina. Deci acest personaj se vindecă de o situație destul de, să zicem, rece, așa arată cărțile, în care nu s-a comunicat. Încearcă să-și regăsească valoarea, echilibru. Ori n-au comunicat cu voi, pe de altă parte, în această perioadă de așteptare și de supărare și de lacrimi și de depresii, s-ar putea să fie și un pic depresiv, da?
Trebuie să-și regăsească vindecarea și valoarea ca să decidă acest as de băte. Să aleagă acest as de băte și să iasă dintr-un ciclu de supărări, de stagnări, de lupte. Posibil situația asta să fie în viața personală, nu musă în relație cu voi. Poate să fie și în relație cu voi, dar să influențeze viața personală, profesională, familială. Înțelegeți, da? Clarificăm împăratul. Ah, Doamne, dar ce sar cărțile, iar trebuie să mă aplec. Asul de monede. Sunteți voi. Își doresc un nou început cu voi. Le dați stabilitate. Simt că lângă voi, că am clarificat ce simte, simt că lângă voi își găsesc echilibru, pot să fac o casă, o avere, un imperiu. Dacă mai putem construi imperii în aceste vremuri, vorba vine. E o metaforă, evident. Le dați putere. Le dați putere, iau de semn de pământ. Le dați putere. Așa simt, eu acum am clarificat ce simt. Că le dați putere, prezența voastră în viața lor îi echilibrează, le dă stabilitate. Și consideră că aceasta este justiția divină. Iar, sau dacă nu vorbim de justiție divină, le dați echilibru. Vor să comunice cât de bucuroși sunt, deși și ei au fost în acest stres mental, obsedați de gândul cum să vină, cum să se manifeste emoțiile și pasiunea dintre voi doi. Mai clarific o dată, 4 de cupe. Clarificăm încă o dată 4 de cupe ca să am mai multe cărți. La voi au venit multe cărți, vreți să comunicați. 4 de cupe. De ce personajul supărat? Își doresc o ofertă practică, nu doar emoțională. Așteptările i-au întristat foarte mult. I-au pus pe gânduri, s-au gândit că poate mai e altcineva în viața voastră, în afară de ei. Oh, regele de cupe! Sunt supărați că au trebuit să-și echilibreze emoțiile, da? Să se detașeze emoțional de voi, eventual. Pentru că nu s-a putut manifesta ceva la un moment dat. Ia uite, nu s-a putut manifesta. Au vrut să muncească și să se bucure de această legătură spirituală, dar s-au ales cu decepții. De asta sunt ei supărați. Clarificăm asul de monede. Simt multă, multă dragoste pentru voi. Dar, repet, nu s-a manifestat ceva la un moment dat. Au trebuit să se echilibreze emoțional și echilibrul ăsta emoțional nu a fost făcut ușor. Că atunci când iubești profund, evident că... Oh, diavolul! Să zicem că simt. Își doresc un nou început cu voi, își doresc o nouă relație sau un nou stadiu în relația în care sunteți, dar simt că dorința de control a voastră, așa simt ei, îi intoxică. Posibil vă suspectează și de al treilea personaj în viața voastră. Ia regina de monede. Da, trebuie să alegeți între... două personaje, ori un alt semn de pământ, însă trebuie să alegeți destinul vostru, persoana predestinată. Să începeți un nou ciclu în care să vă concentrați pe abundență, pe relații de lungă durată care merg către abundență, da? Către familie. Dar în acest context... am senzația că ei simt că v-ați concentra prea mult pe viața voastră personală și mai puțin pe destinul vostru, pe relația aceasta care pare predestinată. Pare. Ar trebui să vedem de-a lungul timpului cum se manifestă energiile, da? De-aia zic pare. Ce ar trebui să faceți voi? Aș vrea totuși să mai clarificăm diavolul. Asta e?
Da, v-ați abținut foarte mult, apare și împăratul și puterea. V-ați ce vreau să zic? Ce simt ei, părerea lor? V-ați concentrat prea mult pe ego-ul vostru, pe dorința de control. Asta e. Asta e. Și totuși, încă speră cu acel 3 de bâte. Încă speră. Că se vor vindeca, că vor avea parte de o dragoste adevărată din partea voastră. Asta e regele de cupe, dragoste adevărată din partea voastră și nu vă veți mai controla atâta și nu veți mai manifesta ego-ul. Eventual, ce simt ei? Că v-ați abținut atâta pentru că ați avut de lucru. Unii dintre voi v-ați concentrat prea mult pe muncă. Alții, fără supărare, ați avut un triunghi amoros sau niște prieteni, neapărat triunghi, niște prieteni jucăuși, simpatici la locul de muncă și care v-au ținut separat. V-au îndepărtat de viața voastră spirituală sau de cuplul vostru spiritual și s-au produs aceste dezamăgiri. Hai că dau prea multe cărți și nu știu dacă e normal. Ce ar trebui să faceți voi? Cât am vorbit, vai ce mult. Ce ar trebui să faceți voi? Ok. Uf. Să nu mai fiți așa precauți, da? Să nu veniți atât de... Să veniți un pic mai... Așa simt. Ia să clarific, da? În primul rând să vă vindecați. Să vă apărați acest proces de vindecare, să fiți un pic mai defensiv și să, în momentul în care vă vindecați și încheiați acest ciclu, să mergeți cu determinare către împlinirea viselor voastre. Eventual, acest semn de apă care visează, la care visați și voi, e totuși un blocaj. Ia uite, marea este, nu, este împărăteasa, da? Împărăteasa este cuplul împăratului, care a apărut în cărțile lor. Clarificăm cavalerul de monede invers. De ce a apărut invers? Ce înseamnă? Să vină mai repede sau să schimbe tactica? Vă detașați mental, ia uite, de niște răni, și să o luați de la zero, de niște dezamăgiri, să o luați de la zero, eventual cu acest semn de apă sau semn de foc, cineva care vă emoționează, da? Să vă echilibrați viața. Ia, mai dăm o carte. Nu, dar trebuie să clarific. De ce? Sunteți voi? A, voi nu ați venit înspre ei și de-aia vă doriți acum echilibrare. Echilibrarea situației. Voi ați fost cei care nu ați mers către ei cu această ofertă, da? Voi trebuie să oferiți pentru că ei așteaptă, ei simt această ofertă. Asta își doresc, asta simt. Sunt niște conflicte mentale, argumente, ego, ego. Mai dăm o carte pe acestea trei. 6 de spade, cavalerul de monede invers. De ce invers? De ce invers? Asta? Ați fost între două situații. Repet, poate să fie locul de muncă, poate să fie... Da, semnul de apă a fost dezamăgit. Persoana independentă care acum se transformă radical. Mai dă-mi o carte. Mai dă-mi o carte. Voi trebuie să învățați să vă echilibrați, să alegeți corect. Asta înseamnă, e a doua, câta oară când apare iar doi. Să alegeți, valetul, să împărtășiți emoțional și, ia uite, aici sunteți voi. Să împărtășiți emoțional și să manifestați echilibru, valoare, oameni de valoare, oameni care vă stabilizează, da? Să renașteți din acest ego mental, stres mental, că sunteți voi cheia cineva și să manifestați schimbarea în viața voastră și pasiunea și, ia uite, determinarea. Ce ar trebui să facă ei? Manifestați respect față de voi. Am zis dragoste față de sine, respect față de voi. Și în momentul în care ai respect, oferi din suflet, pentru că te respect și pentru că te iubești, oferi din suflet lucruri de valoare celor care te apreciază, celor care merită, celor care merită, da? Vreți să ajutați. Evident,
acestui personaj care așteaptă. Și ar trebui să facă ei. Vedem cam complicat iar să... astea? Nu, sunt multe. Haide, Capricorn. Oh, sunt multe cărți. Hai. În primul rând o să păstrez două, da, deocamdată. Așa, și vă explic și pe celelalte. Este atracție mare între voi doi. Atracție mare. Simțiți că sunteți suflete perechi, da? Unii flăcări gemene, așa. Multă, multă atracție, dar a rămas în faza de început. Nu s-a manifestat mai departe de asul de bâte. Pentru că s-a intrat în tăcere. Da? Ghosting. V-ați... periodic, ciclic... v-ați lăsat în ceață unul pe celălalt, ciclic, dar acum trebuie să încheiați acest ciclu în care ba vă exprimați pasiunea, ba tăceți. Trebuie să alegeți, da? Și să încheiați acest ciclu, voi, da? Eventual și ei, că vorbim totuși, a apărut cărțile la ei, vor să închidă acest ciclu. Și în primul rând, ei acum ar trebui să se ocupe de vindecarea lor. Steaua, patru de spade, am zis că pe astea le păstrez că erau prea multe, a fost un mesaj în plus. Steaua, patru de spade și doi de băte. Trebuie să aleagă, să-și facă planuri, să-și construiască o nouă viață. Dar pentru asta trebuie să se vindece. Acum aș vrea să clarific. Au și ei multe opțiuni, multe visuri. Clarificăm doi de băte. Deci, în primul rând, trebuie să se echilibreze emoțional, mental. Ia uite, vor să renască, trebuie să renască. Să se împace cu voi, să asculte intuiția, că vorbim totuși de o relație cu voi, să lase, să ierte. Aha, să ierte și să lase în urmă trădările, grijile. Că asta înseamnă lecție spirituală învățată. Lecție spirituală. Să-și găsească lumina ce face, ne ajută să iertăm. Lumina și vocea interioară, vocea îngerilor. Să asculte vocea îngerilor în relație cu voi. Ce... da. Faetonul, semnul racului, își dorește o relație stabilă. Ce vă blochează? Ce vă blochează. Ok. Așteptarea vă blochează. Ia uite. Și tăcerea. Așteptarea. Ați așteptat foarte mult. 7 ani, 7 luni. Eu știu cât, 7 săptămâni. Nu e chiar așa de mult. Dar în fine, așteptarea și tăcerea. Faptul că unul dintre voi nu exprimă. Unul dintre voi, eventual partea masculină, că este rege, nu exprimă. Ia uite. Asta vă blochează. Ce vă susține? Măi. Să vă faceți o strategie mentală, cum să comunicați despre această legătură spirituală foarte profundă, despre stabilitate. Mai dăm o carte pentru acest 7 de spade. Mai dăm o carte. Ce cu 7 de spade? Clarificăm 7 de spade. Ce apare 7 de spade aici? Oh, da. Bine că am clarificat.
Deci trebuie să, ce trebuie să faceți? Dacă la un moment dat unii dintre voi aveați tendința să fugiți, că am zis, ba unul, ba altul a fugit, voi știți care, în ce poziție sunteți, da? Unul dintre voi avea tendința să se eschiveze, să nu spună adevărul sau să vorbească înainte să gândească sau să... Ba să fugă, ba să vină foarte repede la împăcare. Acum trebuie să manifestați adevărul, pentru că trebuie să conștientizați că sunteți într-o legătură spirituală foarte profundă care vă poate da stabilitate. Voi sunteți deja împreună în alte dimensiuni și ar fi păcat să nu manifestați adevărul și să manifestați această energie mentală foarte stresantă și destul de manipulatoare. 7 de spade, da? Eventual, faceți-vă varianta bună a lui 7 de spade, să faceți o strategie cum să exprimați adevărul și stabilitatea în această relație. Altfel, manifestați dureri de